Sunteți alături de noi. Cu toții suntem susținuți din lumea nevăzută de superputeri care ne ajută să ne facem misiunea în această existență. Este vorba despre ghizii noștri spirituali. Dar cine sunt aceștia? Cum îi putem contacta și cum ne pot ajuta? Aflăm astăzi de la invitatul meu, Doru Cica, terapeut, maestru, scriitor. Bună ziua, bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Cine sunt acești ghizi? Că vorbim de ghizii noștri spirituali. Întâi să mă laud. Nu știu cum ai ales tema emisiunii acesteia. Tocmai am trimis la tipărit, la editură, ultima mea carte care se numește Sec Entități. Felicitări! Mulțumesc! În care, vreo 200 de pagini, dezbat, tranșez o jumătate de o jumătate de cantitate de ghizi. Am înțeles. Ghizii spirituali, ghizii sunt ființe spirituale. Că de aia le spune ghizi spirituali. Când spunem ființe spirituale, spunem ființe care nu au trup, dar care pot influența corpuri fizice ale oamenilor și nu numai, și ale animalelor și ale plantelor, pot să aibă corp sau nu, pot să aibă corp astral. Asta ce înseamnă? Am mai vorbit noi despre astral prin vară. Înseamnă că dacă reușim să călătorim în lumea astrală sau să ne conectăm cu lumea astrală, lumea sufletească sau lumea de-apoi, este extrem de posibil să le vedem corpurile astrale. Iată de ce apar și în picturile religioase mai ales, apar entități spirituale care au corpuri antropomorfe. Când vorbim de ghizi, vorbim doar de entități de lumină? Nu. Fiind un univers karmic, universul fiind materie, este karmică. Nu putem să fugim de treaba asta. Oricum, nu noi am inventat, a inventat Creatorul, Dumnezeu. Vorbim și de entități griuțe, care nu sunt nici. Dar nu sunt ghizi. Ba, cum să nu? Sunt ghizi? Dracul te ghidează, ți-l aduce aminte pe Toma Caragiu. Dracul m-a pus. Entitățile de întuneric, care nu că au ceva personal cu noi, ci sunt construiți dintr-o alt tip de energie, polarizată, față de entitățile de lumină. Îngerii, spre exemplu. Îngerii, da. Și atunci, atenție! Faptul că ne dăm ochii peste cap și spunem că eu numai cu îngerii, cu Maica, cu arhanghelii și apoi tragem două înjurături sănătoase, invocându-l pe dracu. Îl aduce în structurile tale, care sunt demon, nu? L-a invitat. Sunt multe persoane, eu nu judecăm, aici nu, mai ales nu judecăm, mulți oameni în lumea aceasta au fost, sunt și vor fi, care rezonează cu partea adversă și care invocă entitățile malefice. Entitățile malefice ajută un om pe principiul rezonanței, la fel cum entitățile benefice ajută un om pe principiul rezonanței. Cer ceva la schimb? Întotdeauna da. Este celebrul pact cu diavolul. Pe când entitățile de lumină nu. Entitățile de lumină dau moca. Dar mai este un dar, pentru că entitățile de lumină să se implice în dorințele sau poftele tale, hai să le spunem, ce dorești tu, de ce invocăm noi? Că avem nevoie de ajutor. Că avem nevoie. Pentru ce avem nevoie de ajutor? N-am auzit pe nimeni să spună, eu fac invocare în fiecare dimineață și seară pentru ca să mă mântui. Nu, lăsăm la o parte, de că nu prea știm cum mântuirea asta
sunt discuții. Nu. Pentru ca să-mi dea sănătate, planul fizic. Să-mi dea minte deschisă, planul fizic. Pentru ca să mă împac cu fiica mea, nu certat, planul fizic, relațional. Ca să mă împac cu iubii, planul fizic, relațional, sexual. Pentru ca să fiu bogat și sănătos, decât să fiu bolnav și sărac. Planul fizic. Deci, de ce invocăm? De ce lucrăm cu entitățile fără trup, care nu ar avea treabă cu planul fizic pentru că n-au trup? Fiindcă avem nevoi foarte pe orizontală. Nu-i nimic rău în asta. Asta vrem să te întreb. Nu-i nimic rău în asta. De ce divinitatea, creatorul, universul, divinul, ne-a oferit acest suport? Tavă, acest suport. Pentru că, virgulă, karma e grea. Să ne ajute, de fapt, să evoluăm spiritual. Nu să facem mai mulți bani. Lăsând la o parte faptul că dacă vrei să faci mai mulți bani, nu chiar Arhanghelul Mihai este cel mai potrivit. Dar este un altul specializat. Aici e pe specializări. Cu, da. Invocând pe Mamona, de exemplu. Dar sigur că se plătește. Acum râd, par degajat și sunt degajat, dar niciodată nu m-am jucat cu entitățile griuțe și negruțe, decât ca și antrenament, puțin, așa, un flavor. Arhanghelilor, îngerilor, nu le putem cere să ne ajute ca viața noastră să fie una abundentă. Absolut. Dar entitățile de lumină, ca să, ele oricum vin. Și anticipez. Când vin și intră în biocâmpurile tale, da, le simți prezența. Ce senzație ai în corpul fizic? Ca și tine, că noi am mai vorbit, avem experiențe, nu degeaba facem ce facem, la entitățile de lumină simt un fior din cap până în picioare, dar plăcut anticipativ. Tot frig, fior, simt și la entitățile de întuneric. Și cum fac diferența între ele? Frig de cavou. Adică două senzații. Răcoare plăcută, așa, într-o zi de vară, răcoare plăcută, o briză sau răceală de peșteră. În funcție de... Plus că și starea interioară e alta. Și starea interioară frică este alta. Frică sau... Nu, dacă ți este frică și ești terapeut, ești prăjit. Ești luat. Pentru că îi ofere o breșă. El nu poate, entitatea, drăcușorul, nu poate să se apropie foarte mult de structurile tale energetice și fizice. În ultima instanță, el trebuie să intre în contactul cu tine, cu tine intim, printr-una din ceacre. Pentru că ceacrele sunt porțile. Okay. Exact. Dacă nu-i deschizi tu breșa, îți deschizi portița în biocâmpul tău de protecție, în coconul de protecție, nu poate intra. Cum le cerem noi suportul acestor ghizi? Vin și ne chemați, ne ajută și fără să le cerem din ajutorul? Din cele mai vechi timpuri, specia noastră a simțit nevoia să ceară ajutorul. Totul începe cu bătrânii șamani și înțelepții șamani. Șamanii, fac o scurtă istorie, o trecere în revistă, șamanii cereau ajutor, aveau ghizi spirituali, duhurile plantelor și animalelor. Pentru că șamanii erau foarte pragmatici și erau legați de traiul pe acest pământ. În vremea aceea, Homo sapiens sapiens nu avea o viață extraordinar de ușoară, trebuia să își procure hrana. Ok. Ulterior, au apărut religiile și religiile au decantat și au constatat și au botezat și au amprentat astrele, da, pe care le vedem, care au putere, că luminează, ca fiind zei. Și atunci au dezvoltat fiecare religie
metode și mijloace tehnici asemănătoare de altfel, de invocare și de evocare. Invocare îl invit în mine, evocare îl invit lângă mine ca să-ți facă ceva. Să-i spun ceva, te rog frumos, du-te și ajută-mă. Da? Este o diferență foarte mare între invocare și evocare. Modalitățile sunt diverse. Rugăciuni, dacă vrei rugăciuni repetate, mantre, sunete, simboluri. Am acasă o carte groasă, plină, cu, are vreo 800 de pagini, cu toți îngerii și demonii și cu semnăturile lor. Amprenta lor. Amprenta energetic. Lor, simbolul lor. De exemplu, la Karuna Reiki, simbolurile Karuna fac Rama, este numărul de telefon al Arhanghelului Mihail. Dacă îl invoc pe Arhanghelul Mihail să taie legături, atunci și mă ajută. Eu nu văd când vine fâlfâind din aripi un arhanghel cu sabie care arată ca un legionar roman. Așa ne-l imaginăm. Așa ne-l imaginăm noi. Ca să-l putem decodifica. Da? Îi simțim prezența și sigur simțim în palma noastră o tărie suplimentară, o ardere suplimentară, o vibrație suplimentară la propriu, dată de, poate o fi placebo, poate nu. Da? Eu sunt cu mințile acasă și sunt inginer de meserie. Pe mine mă interesează faptul că un string tăiat prin invocarea unei entități de lumină specializate se taie mai bine și pe o durată mai lungă decât cu mânuțele mele, cu slabele mele puteri. Ei intervin dacă nu le cerem ajutorul? Da, intervin dacă nu le cerem ajutorul. Trebuie să merităm pe principiul rezonanței. Eu, fiind terapeut, intervin dacă nu le cer ajutorul când fac o terapie unei persoane care are nevoie de ei. Foarte interesant. Mai intervin să ne atenționeze, vezi că drumul este greșit. Uneori intervin când ne atenționează, vezi că ești pe un